Salut și bine v-am regăsit la un nou episod Airsoft 6. Mairu este numele meu și astăzi mi-am propus să vă prezint un M249 paramarca Cybergun. Vă invit să rămâneți alături de noi în continuare să vedem detaliile acestei mitraliere de companie. Foarte grea, foarte grea. M249 este un derivat al lui FN Minimi, care de fapt în fond și la urma urmei a ajuns să fie o mitralieră de companie americană. E tot ce trebuie să rețineți. E o mitralieră de companie americană. Este făcută să tragă foarte multe gloanțe și să facă foc de supresie, sau cred că se numește foc de supresie. În orice caz, varianta de Airsoft face același lucru. Are foarte multe bile și trage, 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 și trage. Și trebuie să ne asigurăm că trage și care bile și că trage iar. În orice caz, greutatea nu ajută foarte mult. La 6 kg, 600 de grame fără baterie și bile, se poate spune că este destul de grea și destul de dificil de manevrat. În orice caz, replică destul de bine arma reală. Se vorbește că ar fi de fapt chiar mai ușoară decât arma reală, ceea ce un mare avantaj. Sistemul frontal este un sistem alcătuit din șine. Partea superioară este acoperită cu o șină standard, atât și lateralul, cât și puțin mai jos se mai regăsesc încă un rând de șine. Țeava, de fapt, aș putea spune că întreg ansamblu este construit din metal, mai puțin mânerul și încărcătorul, care sunt fabricate din plastic ABS. Tocmai de aici și greutatea. Acum, materialele folosite sunt în general aliaje din aluminiu, poate și un pic magneziu, niște zamac pe aici pe acolo. În orice caz, e foarte greu, ar trebui să o pun totuși un pic jos. Ca și accesorizări, este dotat cu un bipod frontal care va ajuta atunci când vom dori să stăm pe burtă sau pe orice poziție care să nu o susține. O pune pe un pervan sau orice altceva și dug. Aveți grijă la acest bipod, este destul de fragil în anumite situații. Puțin mai în spate o să vedem încărcătorul cu care replica este dotată în pachet. Un mare avantaj spre deosebire de alte replici. Este din plastic și poate găzdui un număr impresionant de bile, mai exact 2500 de bile. Încărcătorul este acționat electronic, deci nu va trebui să dăm la manivelă, să aruncăm cărbuni pe foc sau orice altceva. Îi punem baterii și merge. Are 3 funcții, o să vorbim puțin mai încolo despre fiecare dintre ele. Și ar trebui să tragă cam toate bilele fără niciun fel de efort. Trebuie doar să ne asigurăm că vom avea baterie destul, cu o capacitate destul de mare pentru a funcționa 2500 de bile. Partea din spate este o bucată foarte mare de metal. Este prevăzută cu un capac cu care vom avea acces la partea internă și anume la gearbox, poate că nu putem face foarte multe setări, mai exact nivelul de hopa poate fi reglat exact prin ridicarea acestui capac. Capacul care la rândul său este prevăzut cu o șină standard pe care vor putea fi montate o groază de accesorii optice. Acum, peste 6 kg 600 să mai pui și un redo de câteva 100 de grame s-ar putea să pară infim, dar fiecare gram contează, aveți mare grijă ce dispozitiv puneți pe această replică. Vă recomand un redo simplu cu un câmp vizual foarte mare. Replica este totuși prevăzută și cu un sistem de cătări clasice. Partea frontală este fixă, partea din spate este ușor reglabilă atât pe înălțime cât și lateral. Funcțiile replicii sunt cât se poate de simple. Are safe și auto. Și cam atât. Siguranța este deasupra mânerului, este cât se poate de simplă și intuitivă de acționat, iar odată apăsat trăgaciul, va trage și va trage și va trage și va trage și va trage până când va rămâne fără baterie sau fără bile. Cu toate că chiar dacă rămâne fără bile, ea va trage în continuare. Fără bile, evident. Patul. Având în vedere că este varianta para. Para care provine de la paratrooper, a fost proiectată special pentru forțele ce sunt parașutate. Acum, e un pic ciudată treaba, vedeți dumneavoastră, varianta standard cu patul de plastic este mult mai ușoară și mai simplu de manevrat decât varianta para, tocmai pentru că această variantă este prevăzută cu un pat extensibil care e făcută dintr-o dita mai fieroaică, care de altfel este destul de util. Cu patul strâns cam capătă manevrabilitate, cu patul extins Rainbow Style e destul de ok și așa, dar, repet, este destul de grea. Replica are o lungime cu patul strâns de 790 mm, iar cu patul extins 910 mm. Se poate spune că este o lungime destinată spațiilor restrânse sau mai exact rolului pe care se și denumește para de la paratrooper. Varianta originală de M249 este o idee mai lungă. Un aspect foarte important ce aș vrea să menționez este modul său de asamblare.
platforma de bază este vorba de tablă presată, ștanțată, nituită și așa mai departe, pe care sunt puse toate accesoriile, pe care este pusă partea centrală în care se fixează țeava externă, care de asemenea evident este din metal, în care se fixează gearbox-ul, pe care se fixează capacul, pe care se fixează patul și așa mai departe. Mânerul, partea de jos, este reprezentată de mâner, este un bloc comun ce ar trebui să funcționeze o perioadă destul de bună fără probleme, deoarece sub ansamblu trăgaciului este cât se poate de simplu în interior. Voi explica un pic mai târziu și de ce. În orice caz, există o platformă centrală pe care sunt montate toate accesoriile, sistemul frontal de șine, după cum am zis, țeava externă și așa mai departe. E un lucru bun, e o senzație de compact, de robustețe, de cum vreți să o numiți dumneavoastră. Chiar dacă mai există metale care mai clâncăne pe aici pe acolo, senzația de robustețe este acolo și face tot ce trebuie să facă. Un aspect important pe care aș vrea să-l menționez este vorba de acest bipod extensibil cu care ar trebui să vă purtați cu foarte mare grijă. Și de ce spun chestia asta? O spun pentru că va trebui să țineți de el strâns până în momentul în care ajunge la 90 de grade. Asta dacă nu cumva vrem să rupem piedica, ce îl păstrează la 90 de grade. Dacă rupem această piedică, o să se ducă în față și în spate și nu o să mai stea în picioare. Picioarele acestui bipod sunt extensibile. Prin apăsarea acestui levier foarte drăguț, putem extinde cu 3 dimensiuni picioarele, lucru ce este destul de important dacă vrem să avem o poziție, eu știu, poate de șezut și nu de pe burtă sau dacă geamul, pervazul geamului este mai jos și așa mai departe. Este relativ ușor de acționat, dar se fixează destul de ferm. Repet, nu uitați, apăsați cât se poate de frumos și cu grijă pe el, după care îl fixați în cele două cleme existente în partea de jos a sistemului de șine. Acum, există câțiva utilizatori care au încercat inclusiv să monteze, de fapt au și reușit să monteze un lansator de grenade în partea din față, deoarece sistemul de șine este prevăzut cu șină și în partea de jos, dar asta presupune să înlăturați bipodul. Trebuie să recunosc că acest bipod s-ar putea să nu vă ajute întru totul și mai degrabă să vă ajute un lansator de grenade. Dar țineți minte că 2 kg plus 6600 sau efectiv de lansator, poate să fie și mai ușor. O să însumeze o greutate foarte mare. Adică e frumos, e și uite ce jucărie mare și frumoasă am, dar o să vă scoată limba de un cot. Aveți foarte mare grijă cum exploatați și vă recomand să achiziționați un sling foarte, foarte serios. Foarte serios. E cea mai bună recomandare. În interior, replica este prevăzută cu un gearbox tipic M249, mai exact există un standard pe care toată lumea îl știe și anume standardul Classic Army. Este un gearbox compact, mare, are cred că un kil și jumătate și este în ceea ce privește componentele interne compatibil cu majoritatea pieselor existente pe piață. Roțile, pistonul, arcul și motorul sunt standard. Acum capul de cilindru, nozzle-ul, ghidajul nu sunt standard. Ghidajul oferă o funcție destul de interesantă. Odată cu, să zic, înlăturarea parțială a patului, existând un pin în partea superioară, el poate fi rabatat în partea de jos, poate fi ușor înlocuit arcul. Un avantaj destul de important pe terenul de joc. În general, aceste jucării sunt folosite la viteze destul de mari, 140-150 de metri pe secundă. Acum, dacă terenul impune o viteză mai mică, poate fi înlocuit cât se poate de simplu, ceea ce reprezintă chiar un avantaj. Adică să dai un pin la o parte și să scoți ghidajul cu un simplu click este cât se poate de ok și o văd ca pe un mare beneficiu. Se deosebire de alte jucării care trebuie să demontezi 3 sferturi de jucărie ca să ajungi la acest super sistem de scoatere a ghidajului. Camera de hop-up este din metal și este reglabilă. Țeava internă are o lungime de 363 de mm. Și este standard, are 608 mm din, aș putea spune, fericire, pentru că nu avem nevoie de o țeavă de precizie, adică să fim serioși, avem nevoie să tragă cât mai împrăștiat. Departe, dar cât mai împrăștiat. S-ar putea să existe un interviu care să zică, domnule, eu vreau să tragă laser. Nu. Vă recomand ca M249 să vă orientați ca și investiții, ca și primă investiții, mai mult spre, nu știu, un acumulator de rezervă sau așa mai, orice altceva de rezervă, mai puțin țeava. Țeava puteți să lăsați standard. Trebuie să măcăne și să măcăne și să măcăne în toate direcțiile. Dar e chiar în toată direcția. Ați înțeles ce am spus. Un sistem interesant este posibilitatea de a îndepărta țeava externă. Există un levier acționat din partea stângă care permite înlăturarea întregului ansamblu de țeavă externă cu țeavă internă și cu camera de hop-up. Iar poate reprezenta un avantaj pe teren. Există câțiva jucători care chiar au pregătit variante mai lungi sau mai scurte de țeavă externă, ceea ce, repet, poate fi iarăși un avantaj. Demontarea aceasta rapidă
a sistemului de țeavă externă. Super, e ok, nota 10 din punctul meu de vedere. În ceea ce privește încărcătorul replicii, replica de bază este capabilă să primească încărcătoare de M4. Asemenea armei adevărate, e vorba de modelele Stanag. În cazul de față, nu se va asigura de ajuns de eficient încât să alimenteze cu bile, vorbind de încărcătorul standard, decât dacă împingem ușor de el. Dar în caz de urgență poate reprezenta de asemenea un alt avantaj. Încărcătorul de față este un încărcător de plastic ce este împărțit în două, partea superioară unde sunt magazinate bilele și partea inferioară unde se regăsește mecanismul de acționare. Este un soi de high-cap alimentat electronic de cele două baterii 2A. Bilele vor ajunge în replică prin ajutorul unui elastic, un tub ce se asemănă unui arc, iar bilele călătoresc prin acest arc. Vă recomand să nu încărcați excesiv încărcătorul. El are trei funcții mari și late. Are funcția în care merge în continuu, are funcția în care merge doar dacă funcționează, se aude zgomotul motorului. Este vorba de un microfon capabil să înregistreze zgomotul motorului și atunci când apăsați și detectează sunet de zung, 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 el va alimenta pentru câteva secunde, atâta timp cât se va opri zgomotul, mă refer, acest arc al încărcătorului. Dacă el va funcționa în continuu, va alimenta în continuu. E cât se poate de simplu. Și mai este și poziția de off, care corespunde cu o telecomandă adițională. Este prevăzut cu o mufă de jack în care poate fi băgat un pressure pad. Iar acest pressure pad, care nu este inclus în pachet, poate fi pus în orice altă parte a replicii pentru a avea controlul exact al nivelului de putere cu care este încordat arcul încărcătorului. Un avantaj destul de mare ca să nu cumva să încordăm excesiv arcul și să-l deteriorăm. Datorită cadenței relativ mici, adică cu un lipo de 7.4 ar trebui să aibă în jur de 12 boabe pe secundă, 12-14 pe acolo. Încărcătorul va alimenta mult, 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 mult prea repede. Va ajunge mult prea repede în punctul său în care deja va da în gol și ar fi păcat să-l ținem încordat chiar la maxim. Apropo de alimentare, replica este capabilă să funcționeze cu baterii de 8.4 sau 9.6V nichel, dar vă recomand cu căldură să folosiți un lipo de 7.4. Mare atenție, nu mai mare, nu suportă 11.1 sau cel puțin în cazul de față, ci doar după un upgrade foarte serios. Spațiul pentru înmagazinarea acumulatorului este în interiorul sistemului frontal de șine și aici va trebui să aveți foarte mare grijă, deoarece versiunea aceasta prevăzută cu sistemul de șine frontal nu are la fel de mult spațiu precum versiunea para fără sistemul de șine. Va trebui să vă orientați către un acumulator lipo de 7.4 care să intre cât se poate de eficient în acest spațiu. Un anumit utilizator preferă să monteze acumulator lipo de 7.4 împărțiți în două celule, adică crane, jumătate în partea de jos, jumătate în partea de sus a sistemului de șine. Indiferent de situație, suntem în secolul 21, avem toate formele posibile de acumulatori și cred că vom găsi mai mult ca sigur o variantă care să poată încăpea eficient. Instalația electrică este cât se poate de simplă. Conexiunea cu bateria este realizată cu mufă Tamiya, cablurile sunt direct în gearbox într-un contact de mare putere de 220 și cam atât. Nu are cataflivăr, nu are arculețe, marculețe, nu are ce să meargă rău, oricum este făcută să tragă decât auto. Mare grijă la crono, o să aveți câteva probleme. În rest, se și poate auzi, este un contact electronic, este cât se poate de simplu, chiar nu ai ce să dai greș. În plus, mulți oameni se repet să pună MOSFET pe așa ceva. Wow, hai să pun MOSFET. De ce să pun un MOSFET când pot să cumpăr un contact care costă 5 lei odată pe an? Este cât se poate de simplu și eficient. Adică, dacă nu vă cățărați pe upgrade-uri să-i puneți tot ce este nevoie ca să funcționeze cu 11.1, să aibă super cadențe și super puteri, chiar contactul acesta își va face treaba mai mult decât eficient. Este capabil să reziste pe un amperaj relativ mare, 20-25 A, dacă nu mă înșel, chiar dacă pierde să notați 15 amperi. Deci, 7.4, arcuri decente, merge foarte bine instalația electrică, n-ar trebui să aveți probleme prea curând, din punctul meu de vedere. În ceea ce privește alimentarea cu bile, aici veți avea o mare problemă sau există riscul să dezvoltați o mare problemă. Hai să iau cele mai ieftine bile ca să pot să trag cât mai multe, este cea mai mare prostie. Chiar dacă jucăria este o mâncătoare de bile, cea mai mare problemă pe care puteți să o creați este să-i alimentați bile de slabă calitate. Vă rog frumos, cumpărați bile de cea mai bună calitate, chiar dacă este un M249 și este făcut să tragă foarte mult. Bilele proaste întotdeauna vor strica jucăria, indiferent de natura acesteia. Repet, vă recomand să folosiți bile de calitate. Nu combinați greutățile 0.20 cu 23, cu 25, cu 28 ca să tragă împrăștiat. Nu, pur și simplu nu. Folosiți o singură greutate, 0.25, 0.28, 0.30, ce vreți dumneavoastră. Vă recomand cu căldură, în schimb, să nu depășiți 0.28.
din pricina alimentării. Bilele mai grele vor fi alimentate, o idee mai greu. Bilele mai ușoare vor fi mai ușor de ridicat de către mecanismul electronic. Acum nu vă spun să folosiți de 0,20, nici de 0,40, dar 0,25, 0,28 e numai ok. Replica este livrată în pachet cu un acumulator de 9,6 V, cu un încărcător pentru acest acumulator și încărcătorul de mare capacitate. Vă recomand cu căldură, ca odată cu achiziționarea jucăriei, să vă orientați și către un acumulator de bună calitate, un LiPo de 7,4 și un încărcător aferent. Va fi un mare plus. Vă recomand să utilizați bile de calitate. Știu, e a 15-a oară când vă recomand, dar insist pe această temă. Să nu cumva să refolosiți bilele, este cea mai mare prostie pe care o puteți face și veți deteriora grav jucăria. Această minunată jucărie o puteți găsi pe site-ul nostru airsoft6.ro. Tot acolo veți găsi și accesorii și consumabile necesare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la replica prezentată, vă rugăm să nu ezitați să ne le adresați în adresele de mail, pe Facebook și chiar pe YouTube. Nu uitați, fiți responsabil, airsoft-ul este un sport, dar trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu afișați replicile în public și respectați-vă întotdeauna colegii de joacă. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, la revedere!